Bine ați venit, dragii mei Berbeci, la citirea voastră pentru săptămâna 6, 12 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Hai să vedem, dragi bărbeci. Știu că filmarea apare cu întârziere, dar o să încerc să mă revanșez. Este o săptămână intensă pentru voi. În primul rând, mesajul este să vă concentrați pe tot ceea ce este pozitiv. Dacă stau să mă uit, chiar este o săptămână în care se rezolvă ceva ce ține de banii voștri. Deci reușiți să rezolvați ceva mai ales pe zona locului de muncă, poate pe zona sănătății. Iar cine știe, în unele cazuri, berbecii pot avea parte de o săptămână și ușor tensionată, undeva pe la mijlocul săptămânii, să spun așa, miercuri, joi, vineri. O săptămână tensionată în care să știți că E posibil, să revizuiți, să reanalizați anumite relații pe care le aveți, da? mai ales dacă e ceva ce ține de străinătate sau ceva ce ține de spiritualitate, în alte cazuri. Bun, sau ceva ce ține de acte, hârtii, documente. Iar și vedeți că e un moment în care acum puteți să rezolvați problema, cum s-ar spune. Hai să vedem și niște mesaje pentru berbec. poate cine știe, un prieten, o prietenă v-ar putea ajuta să rezolvați o problemă. Și vedeți, dragi bărbeci, că e o perioadă bună să cunoașteți o nouă persoană. Acestea sunt mesajele. Primul mesaj este familie pentru casa voastră. Foarte interesant. Reușiți să rezolvați ceva. Apoi, aveți ziua de vineri, foarte importantă pentru voi, cu mesajul întâlnire. Vineri este ziua lui Venus, deci aici puteți avea legătură cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Apoi, aveți elementul apă pentru voi, cu mesajul realizarea dorințelor. Da. De asemenea, dragi berbeci e o perioadă în care poate ar fi bine să beți puțin mai multă apă. Marte, tatăl vostru, el la voi în zodie, dar uh, acolo este și uh, Jupiter, să nu uităm. Deci, iarăși, ar fi bine să vă mai hidratați. Un alt mesaj este realizarea dorințelor pentru berbec și asta e bine. Elementul apă. Aici puteți avea legătură cu zodii de apă. Rac, scorpion, pești. Ultimul mesaj pentru berbec este ianuarie, deci numărul 1 sau ceva ce ați început voi da, prin acea perioadă și aveți mesajul bani puțin și supărare. Eu simt aici că pentru unii berbeci chiar se rezolvă anumite lucruri, mai ales care țin de viața voastră privată. Hai să vedem mai departe, dragi bărbeci, relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Să vedem ce fac bărbeci. Mesajul dintre voi și ceilalți. Arcana majoră, diavolul. Ce gândiți voi? Asul de cupe. Ce simțiți voi? Cavalerul de cupe, la baza manifestărilor voastre, roata destinului. În exterior steaua. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șase de monede? Și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți nouă de monede? Bun energia generală pentru berbec. Regele de cupe și cu șase de bâte. Dragi bărbați, aici văd clar că voi reușiți să rezolvați o problemă financiară sau o problemă care ține de starea voastră de sănătate. Poate chiar puteți cunoaște pe cineva, alții puteți fi invitați la o nuntă, știu eu, la o petrecere, ceva de genul acesta. Reușiți să reparați ceva, să vindecați ceva. Dar ce mai văd aici este că trăiți o săptămână în care. sunteți foarte prinși, da, pe tot ce ține de relații toxice, da? Atenție la ideea aceasta de a fi șantajați emoțional, da? Ori voi, ori nu știu, să fiți atât de prinși de ceva anume, ceva ce ține de trecut, încât lucrurile să meargă într o direcție neașteptată. Între voi și ceilalți, poate fi o săptămână în care berbeci o parte de pasiune, poate chiar este un moment în care vreți să vă impuneți, vreți să spuneți lucrurilor pe nume, iar în alte cazuri, vedeți că este o săptămână în care este bine să fiți atenți la o persoană care v-ar putea manipula din punct de vedere emoțional. Poate cineva din casă, cineva din familie, sau vreți să faceți ceva pentru casă și sunteți ținuți în loc. Ce gândiți voi? Asul de cupe. Aici discutăm despre o nouă emoție, un nou sentiment pentru Berbec, o noutate plăcută, o veste bună pe care o puteți primi și care are legătură cu niște bani sau cu zona locului de muncă. Cei care vă căutați un loc de muncă, poate acum aveți ocazia să găsiți. Cavalerul de cupe, ce simțiți voi? Aici Cavalerul de cupe vă spune clar faptul că Uh, ori primiți o ofertă din partea cuiva, ori cineva vă face o ofertă de dragoste. În alte cazuri poate vă vine o persoană în casă, o rudă, o persoană dragă inimii voastre. Dar e, nu știu, acest drum sau această invitație are legătură și cu niște bani, și cred că e vorba de a da niște bani sau de a investi în ceva anume. Apoi, roata destinului la baza manifestărilor voastre. Cred că lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție pentru berbec. Și așa cum vă spuneam, puteți să cunoașteți o nouă persoană sau puteți să rezolvați o problemă financiară. Alți berbeci. Ceva începe să se miște, e ceva ce v-ați dorit voi foarte mult sau are legătură, iarăși, cu ideea aceasta de străinătate, are legătură cu o persoană la care se ajunge greu, cu ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. Parcă vi se schimbă viața foarte, foarte mult, dragi bărbeci, în această săptămână. Se întâmplă un eveniment care pur și simplu este foarte important pentru voi din punct de vedere emoțional. Vedeți că iarăși puteți să cunoașteți o persoană nouă la locul de muncă. Apoi, steaua în exterior. Cineva își pune o dorință. Cineva țintește sus. O persoană anume. Toți steaua aici, dragi berbeci. Vine și vă spune de ceva, ce vă doriți voi foarte mult și care se poate realiza, dar uh, în exterior ține de niște bani sau de un lucru fizic, da, de a repara ceva, de a vinde, de a cumpăra. Dar pentru voi este ca o bucurie din punct de vedere emoțional, da. Apoi 6 de monede, aveți ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. E posibil să nu știu or să primiți bani de la o persoană dragă vouă sau să împrumutați pe cineva cu niște bani. E ca și cum reușiți să găsiți aici un echilibru sau cineva reușește să găsească un echilibru mai bine spus. Foarte foarte interesant faptul că unii berbeci. Nu știu, e ca și cum sunteți invitați la o nuntă la o petrecere, ceva aveți voi aici de făcut. Dar în egală măsură, repet, fiți atenți pentru că este cineva care ori vrea să vă păcălească, ori este o persoană care ă, știe ce vrea, dar în egală măsură parcă se folosește de o anumită emoție pe care voi o aveți. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? nouă de monede, dragilor. Nouă de monede vine aici și uh, vă transmite următorul mesaj, anume că se poate rezolva ceva din punct de vedere material, deci puteți să vă găsiți un loc de muncă, uh, puteți să uh, reușiți să primiți un împrumut pentru cei care așteptați. Văd aici o persoană independentă, o persoană care știe foarte bine ce vrea. Și care iarăși v-ar putea ajuta, v-ar putea ghida în toată această poveste. E ca și cum apare o noutate în exteriorul vostru. Nu știu, apare o noutate la locul de muncă, ceva se modernizează, dar în jurul vostru. Și de aici lucrurile, repet, merg într-o direcție total neașteptată pentru voi. Chiar o săptămână cu schimbări și în unele cazuri eu simt că e ca și cum acum aveți ocazia să vă eliberați dintr-o situație mai puțin plăcută pentru că totuși mesajele de aici sunt foarte pozitive, adică reușiți să vă realizați o anumită dorință. E ca o veste de pace, e ca o veste de împlinire, de bucurie. Bun, în continuare, dragi berbeci, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, Vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an, 2022, dar de asemenea aveți acces și la citirile. Um, pentru această primăvară astronomică, încă sunt valabile până pe 21 iunie și veți avea acces și la filmările pentru această vară astronomică atunci când vor apărea. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, tot ceea ce trebuie să faceți este să distribuiți un videoclip către o persoană dragă vouă sau, știu eu, să recomandați canalul unei persoane. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.